Știți de ce deputatul socialist Batrâncea a purtat pe 9 mai panglica Sfântul Gheorghe? Pentru că aceasta reprezintă pacea. Pentru mine această panglică reprezintă pace. Batrâncea, cum poate panglica aceasta să reprezinte pacea dacă în Ucraina reprezintă războiul și moartea? Nicicum această panglică nu are legătură cu evenimente dramatice, cu conflict militar din țară vecină. Deci între panglica de la pieptul tău și panglica purtată de acest soldat rus din Ucraina nu există nicio legătură. Sunt două panglici total diferite, da? Această panglică nu are legătură. Cu două săptămâni în urmă, episcopului de Bălți Marchel i-a fost deschis dosar la poliție pentru că avea legată în mașină panglica Sfântul Gheorghe. Noastră sunteți împotriva războiului, dar sunteți cu panglica pe mașină. Vă trebuie asta. Pe 9 mai, Popa Marchel a recidivat, adică s-a expus din nou cu panglica Sfântul Gheorghe și nu în mașină, ci la piept. Părinte, ai plătit înainte de 9 mai o amendă de vreo 4-5 mii de lei? O să mai plătești una după 9 mai? Mă tale-ți trebuie! Vă trebuie asta! Dar de fapt pentru mata nu e o problemă. Din banii enoriașilor ai putea plăti câte o amendă cam în fiecare zi. Deputații găgăuzi s-au întrunit în noaptea de 8 spre 9 mai pentru a adopta o hotărâre ilegală, aceea de a purta la 9 mai panglica Sfântul Gheorghe. Și fiindcă ei înțelegeau că fac un abuz pentru care ar putea să plătească amenzi grase, domnii deputați au hotărât să nu numească obiectul respectiv drept panglica Sfântul Gheorghe, ci să-i zică simplu Ленточка sau то, що було обозначено. Не думаю, что есть необходимость конкретно конкретизировать наименование этой ленточки, которая так известна. Мы говорим о принятии нового нормативного акта, который позволяет, создает условия для использования того, що було обозначено. А друга зі депутації ГГУЗі au purtat на piept не те, що credeți dumneavoastră, adică panglica Sfântul Gheorghe, ci то, що було обозначено. Для использования того, що було обозначено. Și în Belorusia la 9 mai a fost marcată ziua victoriei. Dar ia priviți! Vedeți vreo panglică Sfântul Gheorghe la manifestarea de la Minsk? Nici pomină! Nu o poartă nici veteranii, nu o poartă nici cetățenii simpli. Cu toții, în schimb, au la piept panglici în culorile roș-verde ale drapelului național al Belorusiei, așa cum o are și liderul de la Minsk, Lukashenko. Oare nu puteau și deputații noștri, în frunte cu Dodon și Voronin, să poarte la piept culorile drapelului național? Nu, ai noștri sunt mai pașnici decât belorușii.